Sunteți la subiectul zilei, doamnelor și domnilor, și invitații noștri de astăzi sunt ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu și Daniel Radu, vicepreședinte al Forța Fermierilor. Forța Fermierilor este... Este, da? Spre exemplu, am înaintat un pachet de sau mai multe cereri către Ministerul Agriculturii, printre care am cerut mărirea subvenției la motorină la 3 lei, pentru că la ora actuală este 1,63 lei. Într-o altă emisiune la un alt post TV, domnul ministru a intrat în direct și ne-a transmis tuturor că acest lucru este aproape imposibil de mărit subvenția, pentru că conform codului fiscal și a directivei europene s-a stabilit la 31 decembrie 2021 la prețul ăsta. Doar că, spun eu, codul fiscal și directiva europeană nu știa cu ani în urmă, că prețul o să explodeze. Și atunci, domnul ministru, la ora actuală, trebuie să spună, domnule, noi trebuie să mâncăm, noi trebuie să ajutăm fermierii. Le-a zis că trebuie să mâncăm? Păi, cui a zis? Premierului Ciucă că trebuie să mâncăm? Și eu sunt om. Păi, mănânc și eu. Dacă mâncați pâine cu muștar, ați spus. Adică ați mâncat. Ați mâncat pâine cu muștar? Și acum, uneori, de poftă, mai mănânc pâine cu muștar. De ce mâncați pâine cu muștar? Pentru că în perioada în care eram sărac, nu-mi permiteam să mănânc altceva. Ați fost foarte sărac? Am provenit dintr-o familie de oameni simpli și în perioada liceului părinții mei lucrau la stațiunea de cercetare agricolă la Caracal, luau salariu odată la 6 luni. Și de foarte multe ori nu mi-ajungeau banii de la o lună la alta. Și nu vreți să vă îmbogățiți? Nu, nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir. Nu... În niciun caz. Nu, vă sună telefoanele? Sunt plătit cu salariu pentru munca pe care și puteți trăi din salariu de la minister? Decent. Da? Da. De unde vă luați mâncare toate astea? În ce piață faceți cumpărăturile? Sau în general, cumpăr cele necesare și de foarte multe ori mănânc la minister. Nu vine domnul păi dacă Daniel încep la ora Radu 7 cu coșul de niciodată. Puteți să-i întrebați pe toți fermierii asta. N-ați primit miel de Paște? Niciodată. Păi stați, de 4 luni, acum vine Paștele. Nu, nici în trecut și nici de acum și nici pe viitor. Adică le dați dacă un semnal că dacă vor să vă mituiască să nu dacă facă. Există un astfel de cetățean, fermier sau ce-o fi el, să vină la dumneavoastră la emisiune să spună lucrul ăsta. Să mă privească noi să spună, da, domnule, eu ministrului Chesnoiu i-am dat eu mielul de Paști, ca așa e obiceiul. Ce a găsit pe de la PSD să pună așa un ministru și sărac și cinstit, stimată fix doamnă, peste agricultură? Eu iubesc ceea ce fac și fac lucrul ăsta cu pasiune. M-ați întrebat de unde fac cumpărăturile. Dimineața la 7. În general ajung la minister, plec la 11, la 12 noaptea. Mănânc o dată pe zi dacă apuc și atunci să mănânc. De foarte vă rog, multe domnule. Ori, nu. Dar în schimb, merg în piețe. Am părinții la Caracal, am fratele tot în Caracal, are o microfermă pentru familia noastră și ne producem în general ceea ce mâncăm. Și atunci când trebuie să cumpăr ceva, merg și cumpăr fie din piață, fie din magazin. Trăiesc foarte simplu. Nu îmi doresc nici să fac nu știu ce avere, pentru că așa e normal. Dacă vrei să rămâi ancorat cu realitatea și să fii cinstit, să poți privi oamenii în ochi fără să fii obligat să pleci privirea, atunci trebuie să fii cinstit. O secundă. Și ce-a mâncat domnul ministru astăzi? V-a cucerit. Pe mine? Da. Nici cum. De asta vreau să-i pun câteva întrebări. Să se anume discuția. Dar nu, asta ce ați mâncat astăzi? O supă de linte. O supă de linte. Țineți post, adică asta nu se spune, dar mă rog. Da, țin post. Dacă de asta zic, dacă țineți post, n-are niciun sens. Da, facem cumva să gustăm din magazine cu bol, să știți. Adică eu personal am cumpărat. Că vreau să-mi spuneți cum vi se pare, care brânză vi se pare, că e brânză. Păi gustă domnul Radu și îmi spune și mie. Asta m-ați închis aici, să știți. De ce? Nu m-am închis, dar nu, dacă... Dar nu nimic, mâncăm noi. Bine, acum degustăm, ne iartă bunul Dumnezeu, facem în interes public asta. Aveți curaj? Puteți să-l luați da, asta, dacă vi se pare, dacă nu, vreți. Da? Și... Puteți să-l luați cu mâna da, sau cum vreți. Ia să vedem. Pare a fi brânză de oaie. Da. Asta da. Este de oaie? Da. Veche, da? Da? Telemea de oaie veche, asta? E feta. Asta se vede clar, da. Ce se vede clar? Feta. Pare ce, feta. Ce feta? Feta. Da. E... Vă rog. O fi oare de proveniență Bulgaria sau e feta din Grecia? Este specialitate bulgărească. Da. Da. Adică probabil că e aici, creta. Aici o să iau un pachetel și îl duc domnului Cojocaru de la april să ne spune dacă are lapte sau nu are. Una costă 30 de lei kilogramul, una costă 17 lei kilogramul. Prețul face diferența. Calitatea. Da, și calitatea. Sigur. Ideea este, știți de ce am adus brânza asta? Pentru că oamenii care sunt specialiști în brânzeturi, care spun unul din trei produse, deci
unul din trei sortimente, da, este fake, adică este contrafăcut. Și cu grăsimi vegetale, cele mai multe dintre ele. Și eu m-aș bucura să existe mai multe controle în ceea ce privește calitatea hranei. Din păcate nu văd. Adică vreau să vă spun, domnule ministru, că asta, cu toată dragostea, nu ați fi cumpărat-o dintr-un magazin dumneavoastră, dar ea este în magazin, omul care are 17 lei acasă pentru un kilogram de brânză, de banii pe porcăria asta. În general știți ce fac, că m-ați întrebat de cumpărături. În general cumpăr de la producător român și încurajez pe toți să facă. De unde știți că sunt producător român, dacă certificatele sunt măsluite? Păi îi putem verifica. Orice certificat poate fi verificat. Dacă ai vreodată vreun dubiu despre un produs, este foarte simplu să faci această verificare. Dacă ne referim, spre exemplu, la produsele tradiționale, că în mare aici vedem calitatea produselor românești cu adevărat, în produsele tradiționale. Am realizat o aplicație IT împreună cu colegii de la AFIR, când eram director general. N-a costat statul român niciun ban. Am făcut-o pur și simplu în sistem de voluntariat, pentru că eu le solicitam fiecărei direcții din subordinea mea să vină cu un program de voluntariat în fiecare an. Și am făcut această aplicație, catalogul produselor agroalimentare certificate. O puteți descărca și dumneavoastră și oricine pe telefonul mobil. Și dacă mergeți la un producător în piață și vă spune că este producător de produse tradiționale, da, îi cereți numărul de înregistrare al produsului, îl băgați în aplicație și vă dă dacă cine este. Dacă nu te aleargă el și tot neamul lui nu din vă piață. Aleargă, nu vă aleargă și nu vă va alerga. În piețe, eu am avut întâlniri repetate cu administratorii piețelor din România. Știm și care este soluția. Unii dintre ei niște șmecheri, știți asta. Care au tarabe ei înșiși și oamenii n-au, știți clar, asta. Clar, clar, clar. Noi întotdeauna, ca să rezolvăm o problemă, trebuie să o cunoaștem. Să plecăm de la realități. Dacă ne mințim că toate lucrurile sunt roz, nu o să mai luăm nicio măsură și ne ajungem unde ne dorim. Știu și realitatea din piață, știu ce înseamnă și intermediarii, știu și ce înseamnă să duci pe cineva acolo să te folosești de cantitatea de produs pe care el o trece pe carnetul de comercializare. Dar eu revin la ce vă invitam pe toți cei care ne ascultă, să cumpărăm de la producători cunoscuți, de la oameni din proximitate. Este foarte important. Am trăit o bucurie că am făcut în luna aprilie, în luna februarie, 375 de adrese către președinții de consilii județene, primari de mari municipii, rugându-i să facă piețe volante. Și mi-au răspuns peste 200 dintre ei pozitiv că vor organiza piețe volante pentru producătorii de legume. Dar știți românii că ăsta este un semnal, adică dacă ministrul agriculturii vine și cumpărați de la cunoscuți oameni pe care îi cunoașteți, asta spune foarte multe despre unde suntem. Adică suntem rău, cum ar veni. Suntem foarte rău. Așa cum vorbeam în pauză, de punctul meu de vedere, suntem încă un stat închilozat, ca să spun așa. Da? Faptul că tindem spre digitalizare. Noi care ne lăudăm cu o industrie IT extraordinară, printre primii, da? Stăm, te duci în primărie, te rogi ca să faci să facă o hârtie cu pixul, stai să mă uit în registru, vino mâine, sunt peste 3 zile, când ar fi putut foarte simplu, n-au instrumente. E complicat în anumite zone. Dar aș fi vrut să-mi răspundă domnul ministru la problema asta cu subvenția la trele, dacă poate să facă ceva. Da, haideți că vă explic cu motorina. Dați-mi un răspuns, se poate imediat. Sau nu se poate? Că mai aveam câteva imediat. Întrebări. Da, și nu revenim. Se poate, dar vă spun de ce. Nu se poate subvenție la motorină, am spus da? Am spus să cumpărăm de la cei cunoscuți ca să putem să-i sprijinim, pentru că orice achiziție de la un producător român sprijină acel fermier. Nu se poate să majorăm. De ce? Noi aplicăm subvenția la motorină de 1,63 de lei pe litru, pentru că în directiva europeană spune așa: faci diferența între 21 de euro, sub care n-ai voie să cobori niciun stat membru din toate cele 27, până la cota maximă de acciză pe care o aplică statul membru. 21 de euro înseamnă 105 lei. Acciza maximă în România, care se aplică combustibilului, indiferent de preț, este 1750 ceva de lei pe tonă. Faci diferența și îți rezultă 1630 Domnul de lei. Domnul Radu, sunteți mulțumit de răspuns? Pe 1000 de litri. Asta dacă este, nu se poate, e clar că nu. Asta este, nu ne convine, e clar că nu ne convine. Daniel, asta este legislația europeană. Dragoș Frumos e cu noi la telefon acum. Dragoș Frumos, și apoi revenim cu întrebarea. Aveți dumneavoastră aveți cuvântul că, până la finalul emisiunii, vă promit asta. Pregătiți-vă întrebări, dar întrebări care să nu perie pe domnul ministru, ca astea de până acum, domnul Radu. Au fost mai grele decât. Da. Domnul Frumos, bună seara și vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Întrebare scurtă pentru domnul ministru al agriculturii, Chesnoiu. Să răzbună, mulțumesc și eu și salut de invitații dumneavoastră.
Am să fiu foarte scurt, dar vă rog să-mi permiteți tot foarte pe scurt, ca să se înțeleagă, să fac o scurtă precizare. Dacă domnul Minea, președintele patronatului, mulțumea domnului ministru pentru legea salarizării din agricultură și industria alimentară, eu am următoarea precizare de făcut. Sectorul se numește industria alimentară a băuturilor și tutunului, care în urmă cu câțiva ani au fost împărțite sub ramurile în mai multe coduri ca el. Prevederile actualei legi care a fost aprobată în Camera Deputaților în urmă cu câteva zile generează efecte numai asupra subramurilor cuprinse în codul KN10. Apele minerale, băuturile răcoritoare, sucurile din fructe și legume, berea sunt subramuri care fac parte din industria alimentară a băuturilor și tutunului, dar sunt în codul KN11. Această situație vis-a-vis de neprinderea în prevederile legii o reîntâlnim chiar și la piscicultură din partea agriculturii. Ramurile au fost omise de prevederile legii, angajații din care lucrează în aceste subramuri nebeneficind de prevederile ei. Noi spunem discriminare. Întrebare pentru domnul ministru. Poate preciza dacă a fost o eroare sau, dacă nu, o intenție cu bună știință și dacă a fost o eroare, când se va îndrepta și care este soluția pe care o propune pentru a fi remediată? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru întrebare. Vă rog, domnule ministru. Domnule frumosul, dumneavoastră știți situația faptică mai bine decât absolut toți cei care ne ascultă azi. Legea a fost depusă în Camera Deputaților cu codul KN01 Agricultură și codul KN10 Industria Alimentară. Faptul că în urmă cu 3 ani industria alimentară s-a spart în mai multe ramuri, acest proiect de lege nu a vizat codul KN11. Dacă după promulgarea legii, după adoptarea aici promulgarea legii, discutăm și dezbatem acest subiect, dați-mi voie să vă spun că știați foarte bine și dumneavoastră ce a fost trecut în lege, mai ales că am fost inițiator al acestei legi, iar legea a fost elaborată împreună cu toate federațiile sindicale și cu toți. Domnule frumos, o replică aveți? Sigur că da. Eu îmi cer iertare, dar în afară de faptul că s-a discutat despre industria alimentară, n-am fost niciodată invitat să discutăm despre proiectul acestei legi. Da, cu toate totdeauna astea a fost public. Totdeauna, da, este altceva. Totdeauna s-a vorbit despre industria alimentară și am înțeles că este vorba despre industria alimentară în totalitatea ei. Domnul frumosul, pot să vă întreb și eu ceva? Îmi permiteți, vă rog, din suflet. Vă rog. O singură întrebare vă pun. Ne puteți spune cum se numește codul KN10? Care este definiția din codul activităților economice naționale, conform Institutului de Alimentare simplu. Mulțumesc frumos. Noi am spus că legea este pentru agricultură și industria alimentară. Bun, deci ideea este că sunt oameni din industria alimentară cărora nu le crește salariul ăsta minim, da? Care crește pentru majoritatea, pentru mai toți agricultorii, asta spuneți, da? Cei care sunt în industria alimentară. În codul KN11, cel care lucrează la băutură coritoare sau la sucuri din legume și fructe, va spune, plec de aici, mă duc să fac cârnați. O secundă. Și vor rămâne industrii descoperite. Deci, câți oameni sunt vizați de această eroare? Câți oameni sunt vizați? Eu spun că maxim 10.000 de oameni, dar vreau să-i spun un singur lucru domnului ministru și vreau să fiu corect. Imediat a doua zi după ce am aflat despre această eroare, eu o consider eroare, am vorbit cu dânsul. Întrebarea domnului ministru a fost dacă nu a văzut nimeni până acum acest lucru. Ce m-a întrebat pe mine? Mai mult decât atât, spunea că se poate remedia printr-o hotărâre sau ordonanță de guvern. Va fi dată această hotărâre sau ordonanță de guvern? În momentul de față nu pot nu să spun. Nu se poate lucru. Ști în acest moment. Nici n-a fost publicată legea. Legea așa va fi publicată, că nu s-o fi trezit nimeni peste noapte să pună în ea. Așa a fost. Asta i-am spus domnului frumosul și când am discutat cu dânsul. Domnule, a fost legea depusă în Parlament, în Camera Deputaților. A fost dezbătută în Senat, a fost dezbătută în Cameră. Am discutat acum, despre ea. Acum câte legi nu se întorc, domnule ministru, am discutat cu ea, cu reprezentanții fermierilor, cu reprezentanții din industria alimentară și când apare legea și este votată, constată cineva că acel cod KN, clasa 11, băuturi, tutun și altceva, face parte din subramura industriei. Băuturi, tutun, adică cei care lucrează acolo, mă rog, n-ar fi totuși oameni din industria alimentară, că băuturi, tutun înseamnă, de fapt, niște vicii și dacă sunt vicii... Nu am discutat despre băuturi, nu am discutat despre alcool și tutun. Întrebarea mea este referitoare la răspunsul domnului ministru. Piscicultura. Piscicultura și acvacultura
Păi uitați, nu, l-ați uitat pe astea. Nu, sunt tot un cod caen separat, nu au fost prinse în păi legea... Păi și le prindeți? În momentul în care vom putea să le prindă, le vom prinde. Și, când și le codul caen 11, n-aș putea să vă spun acum. Nu se știe. Nu se știe, domnule Frumosu, din păcate, este o problemă care s-a blocat. N-aș putea să vă spun acum. Păi da, zic, e blocată treaba. Când se deblochează... Trebuie altă inițiativă legislativă. Este... Când se deblochează? Se domnule Daniel Radu, vă rog, întrebări pentru domnul ministru, din partea fermierilor. Întrebări pentru domnul ministru. Am un prieten care are o crescătorie de păstrăv și mi spunea, dar nu sunt sigur pe informații, dar îmi spunea următorul lucru, că el nu poate să vândă competitiv păstrăv în România pentru că e concurat de păstrăvul din Ungaria. De ce? În România, luciu de apă este taxat, pe când în Ungaria este subvenționat. Nu am o informație exactă, n-am făcut săpături în sensul acesta. Deci, pentru industria asta, ce aveți în vedere? Este posibil să fie adevărată, deci, pentru că aceea situație se întâmplă vedeți? Și la noi cu atâtea lacuri, la care... cu mare, mâncăm domnul, pește. Domnul Radu, eu ca să dau apă pe canale pentru irigat, o cumpăr de la Apele Române sau de la Hidroelectrica de multe ori și adică cu TVA. Adică statul de la stat. Păi, așa e, pentru că în 2006, Apele Române și pădurile care erau în Ministerul Agriculturii s-au separat și au mers la Ministerul Mediului. Pe ca să mai faceți un portofoliu pentru un... În 2006 nu era. Nu dumneavoastră, nu, colegii nici dumneavoastră. Nici colegii mei de partid nu erau, ce? Era altă guvernare. Ce putem face să schimbăm? De ce n-ați mișcat? A trebuit să faceți la fel, să reuniți, ca să zic așa, ca să aibă un nume. Din punctul meu de vedere, ca logică, ar fi firesc, pentru că nu există agricultură fără silvicultură și fără mulțumesc, ape. Domnul Frumosu, când avem mulțumesc un răspuns pentru dumneavoastră, o să vi-l dăm, insistăm să-l avem. Nu era frumos sloganul la nicio masă fără pește? Ba da, dar pescadoarele unde sunt? Că nu mai sunt. Mai e unul săracul amărât. Este foarte important sectorul și trebuie să investim în el. Eu susțin piscicultorii și cei care fac acvacultură. Problema cea mai mare este că ei, în general, închiriază acest luciu de apă de la Apele Române. Este o altă instituție, nu pot mă puneți în situația în care să răspund eu aici pentru astfel despre... de situație. Mai avem o problemă. Păi un telefon important. La domnul ministru. Un telefon, sigur, ministru. Discut cu domnul ministru Barna și Tanțoș Barna. Și care e un om de înțeles. Care este un om de înțeles. Problema cea mai mare cu care se confruntă piscicultorii este că s-a redus de la 10 ani la 4 ani perioada maximă contractuală. Ori într-o investiție în acvacultură sau piscicultură, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de timp ca să poți face investiție. N-a fost un potent al partidului să facă afaceri cu pește, că se găsea soluția, vă spun eu. Venea de la ape, de la ministerie. Ia să vă povestesc un lucru surprinzător. E grea agricultura. Să vă spun un lucru surprinzător. Ați văzut că toată lumea a țipat că e criză, ulei e foarte scump. Bun. Noi cultivăm câteva sute de hectare de floarea soarelui. Și însămânțăm cam 60.000 de plante la hectar. Cu ce ne confruntăm? Cu stoluri de porumbei sălbatici care, odată ce planta a răsărit și a ieșit din pământ, e în două frunze, vine și mănâncă miezul, ca să spun așa, pe înțelesul tuturor. Și atunci, din 60.000 de plante la hectar, rămân cu 15.000. Nu putem să facem nimic, nu putem să luăm arma să împușcăm, pentru că vom fi arestați și acuzați. Vânătorii nu o pot face. Ce trebuie? Ce facem? Păi vă spun de ce. Știți de ce? Ce facem? Păi nu vă spun eu de ce. Pentru că ordinul ministrului mediului, care aloca acele cote de vânătoare pentru vânători și asociațiile de vânătoare, a fost blocat în instanță de un ONG. De 3 ani de zile nu s-a împușcat o pasăre, nu s-a recoltat o pasăre în România, nici măcar pentru prevenirea și paza culturilor agricole. Și mai mult decât atât, nu s-a recoltat din nicio pasăre migratoare, nu s-au recoltat probe pentru gripa aviară. De 3 ani de zile, instanța blochează la solicitarea unui ONG acest ordin. Păi în și condițiile de ce, în care și, de ce, toată, și justiția nu toată, e practic... Știți cum e în justiție și în instanță și în bătaie, știi cum e. Asta e țară, domnul ministru, în care mai sunteți ministru? Păi eu îmi doresc să fac bine și nu o să le rezolv pe toate. Mai poți să-i mai pun întrebarea? Da, sigur, după Dumitru Costin, șeful BNS, la telefon acum. Bună seara, domnule Costin. Bună seara. Întrebare pentru domnul ministru Chesnoiu aveți la BNS? Aș avea o întrebare pentru domnul ministru Chesnoiu. În ce an credeți că România va renunța să mai finanțeze agricultură de ani 70-80, mă refer la culturi de legume în solarii, și vom folosi banii publici pentru a stimula pe cei care știu să facă agricultură, culturi de legume, în spații închise, să poată să beneficieze de finanțări pentru sere, nu solarii? Îi sprijinim, domnule Costin, și pe cei care vor să facă sere și pe cei care fac solare. Și legumele în solarii nu sunt de epocă primitivă, se practică în absolut toate țările din lumea aceasta.
Pentru că sunt două culturi diferite. În primul rând, costurile de realizare a unei sere hidroponice sunt foarte mari și necesită investiții mari pe care un fermier, un producător mic de legume nu și le permite. De cealaltă parte, solariile au rolul și rostul lor, pentru că sunt mai mulți producători care, în mod normal, ce spunea și domnul Radu mai devreme, ar trebui să-și pună în comun producția ca să poată să aibă acces la marketuri. Dar care este sensul întrebării dumneavoastră? Pe fonduri europene, am înțeles sensul. Păi eu nu l-am înțeles. Sensul întrebării este că trebuie să stimulăm performanța în agricultură și nu neapărat agricultura de subzistență sau de mic excedent, de mică supraproducție. Serele hidroponice sunt finanțabile prin proiectele pe fonduri europene și s-au înființat, slavă Domnului, în România. De cealaltă parte, solariile sunt la îndemâna fermierilor mai mici, care n-au suprafețe mari de domnule teren Costin, și replică, care produc vă rog pentru consum propriu și pentru piața locală. Domnul președinte, o replică aveți? Mi-a răspuns domnul ministru, a prins sensul întrebării mele, însă noi rămânem la opinia că trebuie să ieșim din această zodie a supraviețuirii și agriculturii de supraviețuire, pentru că nu merge așa. Nu mi se pare normal să risipim bani publici ca să primesc pe tarabă azi roșie la 25 de lei ca trufanta. E un nonsens economic și comercial. Aș completa puțin ce a spus domnule președinte Costin. Eu cred și văd aceste sectoare complementare. Sunt genul de om politic care nu vreau să fac antagonizare între fermierul mic și fermierul mare, între producătorul mic sau cel mare, între vegetal și zootehnic. Noi avem nevoie de complementaritate și de solidaritate. Mulțumesc frumos pentru întrebare, domnule Costin. O să-l promovez domnule tot timpul. Radu Daniel. Păi, spre exemplu, discutam despre domnul Muscă la început cu 2 hectare de ardei, da? Da, pe care poate domnul Muscă nu poate să pună 10 hectare de ardei. Ce facem? Eliminăm? Așa și în cazul celor cu sere și solarii. Adică cineva are o suprafață... Deci, domnul Costin se referea la rezultatul concret... La performanță. Al... Da, dar poate că voastră e mai rău, că cunosc o comună, un sat aici în Ialomița, care atunci când s-a pornit programul Tomata, au demarat, s-au dezvoltat, apoi a fost tăiat, oamenii au intrat în impas. Adică oamenii au intrat cu forță, cu drag, să construiască un solar, să facă 2-3, să se dezvolte, și apoi li s-a tăiat subvenția și s-au regăsit în imposibilitate. Păi de ce li s-a tăiat nevoie subvenția? De continuitate. Și aveau nevoie pentru că a venit cineva la conducerea Ministerului și a zis că nu e bine că cum s-a aplicat programul pe vremea lui Daia. Hai să-l schimbăm. Că asta e, scuzați-mă, domnul ministru, asta e marea problemă, că politicile nu sunt continuate. Le retușezi, le mai cosmetizezi, dar nu îl tai, nu îl închizi. Eu să știți oameni... că ce a fost bine înainte am continuat. Și da, o să continui pentru că pe baza evaluării... Întrebare. Un anumit tip de îngrășământ pe care îl utilizam toamna pentru noua cultură mă costa la suprafața care o cultiv în jur de 4 miliarde de lei vechi. 400.000 de lei. Acum am făcut un calcul astăzi, pentru că se anunță prețuri uriașe. Îngrășământul ăsta vine din Maroc și costă undeva la 5.980 și ceva de lei, fără transport TVA adus în curte. Da? O să ajungă probabil undeva la 7.500 de lei tona și pe mine o să mă coste peste 12 miliarde de lei vechi. Deci trebuie să aveți în vedere și o subvenție la îngrășământ. Am în vedere acest lucru și am solicitat-o și știți bine că sunteți informat în toate consiliile de miniștri la care am participat. Încă din decembrie anul trecut nu începuse criza îngrășămintelor sau situația de la Azomureș și am ridicat-o la nivel european. I-am spus comisarului european și omologilor mei că avem nevoie să luăm măsuri imediate pentru fertilizanți. Planta, pentru cei care nu știu la ce se folosesc îngrășămintele, planta este cum este hrana pentru om. Îi dai hrană, crește planta. Nu are fertilizanți, nu are nutrienți, nu poate crește. Și evident, pe de o parte mă preocupă să deschidem, să găsim noi furnizori de fertilizanți pentru fermierii români, de partea cealaltă să venim să-i sprijinim. Și eu cred că joi dimineața avem dar pe dumneavoastră nu vă ar încânta să aveți un combinat românesc de unde să cumpere fermierii? Păi avem, dar nu are gaz. Azomureșul nu are gaz. Păi și de ce nu are gaz Azomureșul? Pentru că nu are gaze disponibile pe piață. Consumul de gaz în această iarnă a crescut. Importurile din Rusia și din celelalte țări furnizoare au creat dependența Europei de această situație și nu au gaz să pornească. Am avut multiple întâlniri cu ei. Am încercat să-i sprijin cât de mult pot eu ca ministru, care de fapt beneficiază prin fermierii români de rezultatele muncilor. Toate problemele se leagă de gaz.
Eu respect... Păi și când vor avea gaz cei de la Azomureș? Când vor decide să cumpere. Dar eu respect ce zice domnul ministru, păi dar eu am o altă opinie. Impresia mea este că ei profită, Azomureșul profită, de situația asta ca să forțeze mâna statului român. Am impresia. Au mai făcut unii asta, știți? Așa, ca să forțeze mâna statului român să-și retehnologize, ceea ce nu e normal. Ești o entitate privată? Păi, ce s-a întâmplat? Hai să o luăm logic. Și eu cred că demontează teoria și îmi pare rău, dar dacă el cumpăra gaz și producea îngrășământ, vindea îngrășământul cu 2000 de lei tona? Nu, vindea tot cu prețul care e. Deci el nu avea cum să fie. Adică ăla din Maroc îl aduce aici, îl transportă cu vaporul în Constanța, îl descarci, îl încarci în tir, îl aduci în curte, când tu te costa mai puțin, linia era mai scurtă, da? De la Mureș, de la Târgu Mureș. Domnul Știți Radu? Care este cheia? Cheia este că statul român stă la mâna unui producător. Exact, anchilozat. Pentru că așa a vrut să fie. La mâna acum unui 32 care să zică... de ani ne-am dorit capitalism și l-avem. Dar este o democrație tânără. Domnul ministru, care acum am glumit că ne-am dorit să fim o țară care să-și apere resursele, care să aibă ce, Doamne iartă-mă, să producă ce producea. Și asta trebuie Sunt să facem. Sunt o babă asta din aceea de Daniel a spus un lucru foarte important. Este o entitate privată. Statul, dacă poate să sprijine și să pună la dispoziție ajutor, îl va face. Și o va face. Domnul nu va ezita. Domnul profesor Stanciu este direct cu noi, președintele Asociației Pro-Consumatori. Bună ziua, domnule profesor. Întrebare scurtă pentru domnul ministru Chesnoiu. Bună seara. În urmă cu două săptămâni, Curtea de Conturi a României ne-a semnalat 6 constatări grave identificate cu prilejul evaluării Ministerului Agriculturii, Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autorității Naționale Fitosanitare. Este vorba despre o misiune de audit care s-a desfășurat pentru perioada 2015-2020. Prima constatare a fost că România nu are o strategie națională în domeniul siguranței alimentare, a calității alimentelor și în cel fitosanitar. A doua constatare s-a referit la faptul că sancțiunile aplicate de ANSVSA și Autoritatea Națională Fitosanitară nu descurajează încălcarea legii, ci nu sunt proporționale cu gravitatea faptei, fiindcă nivelul amenzilor contravenționale nu a fost actualizat și nici armonizat cu regulamentele europene. A treia constatare se referă la faptul că echipamentele tehnice din cadrul laboratoarelor din dotarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, din dotarea Autorității Naționale Fitosanitare, sunt în mare parte depreciate tehnic și moral, având un grad de uzură între 69% și 100%. A treia constatare se referă la modul în care a fost gestionată pesta porcină africană. Aceasta a generat costuri însemnate pentru bugetul de stat în sumă de 122 de milioane de euro. Deci, cu alte cuvinte, domnule profesor, ca să scurtăm, cu alte cuvinte, întrebarea? Întrebarea sună în felul următor. Ce măsuri veți întreprinde, domnule ministru, pentru a corecta aceste nereguli care pun în pericol viața, sănătatea consumatorilor, securitatea alimentară? Și dacă aveți în vedere trecerea ANSVSA-ului din coordonarea primului ministru în subordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Răspundeți foarte scurt. Mulțumesc, domnule profesor. Ați făcut bine distinția. Siguranța alimentară este la ANSVSA, securitatea alimentară este în sarcina Ministerului Agriculturii cu toate structurile subordonate. O parte din ceea ce dumneavoastră ați enunțat au fost corectate din aceste deficiențe. Cele care țin de ANF și de Ministerul Agriculturii. Cele care sunt la nivelul ANSVSA și celelalte structuri, din discuția cu președintele ANSVSA, s-a dispus de asemenea o măsură prin care au făcut investiții de 5 milioane de euro în laboratoarele DSV-urilor județene. Este un program de investiții în derulare. Deci lucrurile acestea se întâmplă, este un audit vechi 2015-2020, dar măsurile sunt actuale, o parte dintre ele au fost rezolvate și celelalte urmează. Domnule ministru, vreau să vă întreb un lucru foarte... Adică mă interesează opinia sinceră a dumneavoastră. Eu mi-aș fi dorit ca niciodată în România să nu pun pe masa dumneavoastră o brânză cu cretă și o brânză, o telemea de oaie care, mă rog, e galbenă că e mai veche. Știți că acum, să fim sinceri, telemea de oaie nu este oricând pe piață, că au și oile viața lor.
sentimentală, ca să și zic trebuie așa. Trebuie ținută la Saramur o perioadă de timp. Bun, bun. Deci am, de dragul dumneavoastră, am mâncat brânză cu cretă astăzi în postul. Pare rău, asta e viața. Păi e din magazin, de asta zic. Asta cu siguranța alimentară, care e nu știu unde, și cu securitatea alimentară, care este... La noi este... Sunt același sunt om cu 10.000 de fapt. Pe toți. Totul este amestecat și abramburit ca să nu se țină... există vreun proiect de care vă țineți cu dinții și a cărui neîmplinire v-ar putea face să vă dați demisia de la Ministerul Agriculturii înainte de expirarea mandatului dumneavoastră? Păi cred că toate proiectele pe care mi le-am asumat, dacă nu sunt îndeplinite, cu siguranță... Dați-mi exemplu de un proiect, vă rog, ca să putem să-l urmărim și noi. Digitalizarea Ministerului Agriculturii. Digitalizarea Ministerului Agriculturii. Pentru că știu cât este de importantă. Această digitalizare a Ministerului Agriculturii le va face viața ușoară fermierilor și cu siguranță va face mult mai facil, mai facilă implementarea programelor. Deci, naționale. Într-un an o să vă întrebăm de digitalizarea Ministerului Agriculturii. De aici înainte. Ați, da, ați spus un an jumătate. Azi, în noiembrie până acum, ați spus un an jumătate. Așa ați spus. Dați-i, un dați-i an o șansă până la alegeri. Până la alegeri. Păi nu se mai nu se pune. Nu se pune. Dumneavoastră sunteți toleranți cu ministrul Agriculturii. Nu. Sunt ziariți de meserie. Nu, nu, nu. N-am deal-uri cu ministerul. Nici dumneavoastră n-aveți. Nu. N-avem, nu. Nu suntem toleranți, nu. Doamne ajută. Îl sprijinim. Iar acolo unde știm că sunt probleme, atunci semnalăm și cerem soluții. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Oricând aveți întrebări să puneți, le punem și dacă domnul Isu mai vrea să vină la noi, acum nu cred că mai vreau. Cu siguranță vin. Da? Eu, pentru mine asta e o dezbatere, nu este niciun fel de... Doamne ajută! Vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc tare mult! Succes în ce faceți! Doamne și domnule, săptămâna mare... Și ea este marcată de o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții din popor. Fiecare zi are o semnificație aparte, trebuie să facem anumite lucruri, sunt niște ritualuri. Haideți să vedem un pic, să ne adunăm un pic, că ne-am risipit, zic eu. Bine v-am găsit, Sfintele Paști și Săptămâna Luminată în care tocmai am intrat sunt raiul anului bisericesc. Această învățătură ne-a rămas de la fostul arhimandrit al Mănăstirii Brâncovenilor de la Sâmbăta de Sus, Teofil Pârâian. Săptămâna mare sau săptămâna luminată, cum se mai numește acest interval, vine cu o serie de reguli, dar și cu superstiții pe care îndeopște cei mai în vârstă ca noi și cu deosebire femeile le respectă. Acest, hai să spunem, decalog al acestei săptămâni aduce reguli care se învârtesc în jurul casei al pregătirilor pentru învierea Domnului Iisus Hristos și a Sfintelor Paște. În lunea mare se începe curățenia pentru Paște, iar aerisirea temeinică a casei alungă spiritele rele adunate peste iarnă. Curățenia generală de Paște e obligatorie să se termine azi, în Marțea Mare. În cultura populară, Marțea mai vine cu superstiția celor trei ceasuri rele. Trebuie să știm că tot din spațiul ortodox ne vine această expresie. Mai exact, Constantinopolul a căzut într-o zi de marți. Două galioane venețiene n-au mai ajuns cu arme și provizii lângă bizantinii asediați de otomani pentru că s-a oprit vântul care le umfla pânzele. Acesta este întâiul ceas rău. Apoi turcii au descoperit o intrare secretă în orașul lui Constantin, chiar ca porta a fost al doilea ceas rău. Iar al treilea a fost ceasul morții ultimului împărat bizantin, Constantin al XI-lea. Ne întoarcem la ziua de mâine a săptămânii mari, ziua în care se spală și se calcă rufele dintr-o casă. Bărbații e obligatoriu să își ajute femeile. În Costa Rica am găsit această informație. Miercurea mare și ziua secetei, ziua în care se închid până la Paște toate magazinele cu băuturi. Pentru domnii care se uită la noi în această seară, vă garantez că m-am asigurat, nu suntem în Costa Rica. Joia mare e ziua în care se fac cozonace și Pasca pentru sărbătoarea ce urmează să vină. Tot în Joia mare se spune că se întorc acasă sufletele celor care au trecut în lumea cealaltă. Dacă stați la curte, aprindeți un foc, la bloc lăsați o lumină aprinsă să călăuziți aceste suflete. În Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor nu e voie să muncești prin casă sau să faci mâncare. Tot în Costa Rica se spune că bărbații care se ating de apă în această zi au mari șanse să se transforme în pești. Asta, sincer, vine în totală contradicție cu închiderea magazinelor cu băuturi care se întâmplase de miercuri. În planul superstiției, vinerea ne vine cu un potențial sporit de ghinion. E și ziua în care a fost răstignit Mântuitorul și e ziua cu mare durere. Dar mare atenție peste an dacă e vineri 13. Potențialul de ghinion e maxim atunci. De unde vine superstiția cu vineri 13? Din Occident, mai exact din Franța. Într-o zi de vineri 13, a fost ars pe ruc
marele maestru al templierilor, Jacques de Molay. Înainte de a se stinge, el i-a blestemat regele Filip al IV-lea al Franței și pe papa Clement al V-lea, autorii morali a execuției lui, iar aceștia au murit în anul imediat următor. După această trimitere cu ghinion din istorie, să mai spunem că în Sâmbăta Mare se înroșesc ouăle și așteptăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos. E o săptămână de reflexie și rugăciune, o săptămână a iertării, nu una a petrecerilor. Tocmai de aceea, anul acesta, sărbătorirea Sfântului Gheorghe se face la noi în țară, luni, pe 25 aprilie, în a doua zi de Paște. Să fiți sănătoși și să aveți un Paște fericit! Sunteți la subiectul zilei, doamnelor și domnilor, și este o onoare pentru noi, pentru mine, să-l auzim în câteva clipe, sper să ne auzim bine, să-l auzim în câteva clipe pe unul dintre cei mai buni diagnosticieni din această lume, nu o spunem noi, că nu ne pricepem, o spun cei care sunt pricepuți între ale medicinei. Și nimeni altul decât doctorul Cristian Răchitan, osteopat, naturopat, și mi-a plăcut foarte mult definiția pe care domnia sa a dat-o, sunt un om de știință care și-a propus ca în viața asta să învețe pe oameni să înțeleagă că viața li s-a dat într-un scop anume și trebuie trăită pentru acest scop. Domnule doctor Răchitan, vă mulțumesc tare mult că sunteți în direct cu noi. Să rămână, și eu vă mulțumesc că suntem împreună și salut pe toți ascultătorii dumneavoastră. Ce frumos sună că viața ni s-a dat într-un scop anume. Parcă nici nu vine să cred că am spus-o eu. Uneori spun mai frumos decât cred, decât mi se pare. Dar, într-adevăr, viața este un lucru, este cel mai special lucru care ni s-a dat, care îl avem. Acest spațiu cuprins între evenimentul nașterii și celălalt al plecării din lumea asta este un dar mare de la Dumnezeu, de la divinitate, de la marele arhitect sau arhitectul suprem care a creat și a organizat această arhitectură care există pe planetă, pe planeta noastră. Domnule doctor, pot să vă întreb ceva? Pentru mine este copleșitoare întâlnirea cu dumneavoastră. Vă mărturisesc sincer că vreau să ne întâlnim față către față, pentru că sunt convinsă că aveți foarte multe de spus oamenilor. Pentru mine, căutarea menirii de către fiecare om în parte mi se pare, de fapt, lupta supremă în această viață. Unde știm sau care este momentul din viața noastră în care aflăm că nu suntem pe drumul pe care trebuie să fim, astfel încât să atingem scopul pentru care am fost trimiși aici? Sunt două elemente necesare pentru fiecare dintre trăitorii de pe lume de care trebuie să ținem seama. Unu, să facem ceea ce trebuie să facem și al doilea, să facem cum trebuie să facem. De altfel, cel de-al doilea, să facem cum trebuie să facem, este esențial, este important, pentru că din acest element, din acest lucru, izvorește stresul și cea mai mare parte a tuturor bolilor, într-o concluzie, chiar și cancerul, care ne face să suferim de-a lungul vieții. Ceea ce facem, se referă la destin, la planul vieții, care îl compunem conform povestii urcitorilor. Să știți că am umblat pe toată planeta asta, peste tot. Am scotocit toate culturile lumii, toate filozofiile străvechi, toate ritualurile de pe planetă de 40 de ani asta fac. Ceea ce ne învață urcitorile, tradițiile, aceste tradiții românești, știința tradițională românească, este superioară a tot ce există pe planetă. Păcat că noi, cei de aici, nu înțelegem și nu prețuim acest lucru. De altfel, pe asta se bazează această, aș spune eu, variantă sau completarea științei medicale pe care o propădovăresc absolut în toată lumea, în Japonia, în Asia, în Australia, în Sud-America. Domnule doctor, oamenii care vin la dumneavoastră, aveți cabinet în mijlocul New York-ului, în mijlocul lumii, să zic așa, în mijlocul lumii, conferențiați, la un moment dat v-ați desprins de acolo pentru că ați înțeles că, de fapt, trebuie să împrăștiați ceea ce știți, să împărtășiți lumii ceea ce cunoașteți. Conferențiați, pentru mine a fost un exemplu de omenie, să zic, fără bani. Adică cine vrea să vină să vă audă, poate să vină să vă audă fără să plătească o taxă.
mai ales pentru România, pentru care dumneavoastră spuneți că, față de care dumneavoastră spuneți că sunteți dator. Domnule doctor, oamenii care vin către dumneavoastră vin cu boli, vin cu probleme sau vin că nu-și știu menirea? Amândouă. De altfel, eu cred că toți oamenii care trăiesc astăzi, sau marea majoritate, nu știu de ce sunt aici. Bâșbâie, cred că sunt aici, ba să cumpere mașini speciale, ba case multe, ba bani mulți, ba să pierd în tot felul de mărunțișuri, satisfacții materiale, tot felul de adicții, tot felul de dependențe. Deci nu știu de ce sunt aici. A doilea, sigur, toată lumea suferă, toată lumea are probleme. Acum s-a născut... A exploatat foarte tare acest sindrom neurodepresiv, desigur ajutat și de COVID, de această perioadă grea prin care a trecut întreaga planetă și sper că am scăpat dacă nu se mai răzgândie să mai vină ceva nou. Deci toată lumea sufere, dar suferința vine pentru că nu știu de ce ni s-a dat viața, că nu știu că viața ni s-a dat și nu știu, oamenii nu știu cum să trăiască, nu știu cum să o folosească, o folosesc greșit, o folosesc altfel de cum ar trebui și o folosesc în detrimentul sănătății, valorii și bucuriei lor, pentru că în viață trebuie să ne bucurăm în permanență, să simțim o satisfacție, o împlinire, o bucurie că am făcut ceva. Știți, în Sud America am învățat din acești șamani un lucru foarte special, care îi spune el că nu vive para servir, nu sirve para vivir. Deci dacă nu trăiești ca să ajungi pe alții, atunci degeaba trăiești, pentru că bucurile și satisfacțiile cele mai mari, care de fapt este cea mai bună doctorie pentru echilibru creierului și pentru relaxare și pentru pace și liniște, este acea satisfacție pe care o ai, că ai realizat ceva pentru cineva, de la care n-aștepți niciun retribution, niciun reward, nimic să-ți vină înapoi. Atunci ești liber, nu ești condiționat de bani și de nimic. Ești liber, ești relaxat. Am făcut ceva și uite ce lucru bun și special am făcut. Am făcut o casă, am făcut, nu știu, un bloc, am făcut o fabrică, am făcut, dar pentru oamenii, pentru binele oamenilor. Sau am făcut ceva, l-am ajutat pe unul să treacă strada care nu putea. Sau, știți, ceva în genul ăsta. Deci este foarte important să ne dedicăm viața în a face ceva. Orice facem să dedicăm spre binele oamenilor, pe binele celor din jur, și atunci sigur că dacă facem un bine cuiva, suntem feriți de ură, de gelozie, de invidie și într-o concluzie de lăcomie și de mândrie, de vanitate. Așa sunt cele, sunt trăsăturile de caracter sau defectele sau problemele de personalitate care de fapt ne decimează viața, ne decimează sănătatea, ne îngreunează viața foarte tare, viața devine complicată atunci când facem o minciună, când gelozim, când suntem mândri, când suntem lacomi, se complică foarte tare viața și ne aduce înapoi tot felul de dureri. Noi suntem responsabili absolut tot ce întâmpinăm de-a lungul vieții. Noi suntem îmbolnăvitorii. Se pot, domnule doctor, asta voiam să... Se pot vindeca oamenii de bolile astea grele doar pentru că își găsesc matca, doar pentru că se așează acolo unde trebuie? Pentru că și îndepărtează masca. Orice boală se poate vindeca, sau nicio boală nu se poate vindeca numai dacă nu-ți găsești slăbiciunea de personalitate, defectul de caracter. Ne trăim așa, luăm o doctorie pentru inimă, pentru hipertensiune, pentru orice alt, pentru cancer, dar boala nu se elimină. Numai dacă eliminăm sursa de stres care este generată de aceste probleme pe care ni le complicăm, ne aștergem patru greșit, dormim prost pentru că ne purtăm altfel de cum ar trebui să ne purtăm cu noi înșine. Sigur, indirect, purtându-ne greșit sau rău cu cei din jur. Deci noi suntem îmbolnăvitorii noștri, noi suntem vindecătorii noștri dacă suntem onești și sinceri cu noi înșine și găsim și localizăm acele slăbiciuni de caracter, dar trebuie să fii foarte onești și responsabil cu tine însuți. Știți, domnule doctor, voiam să vă întreb, sunteți unul dintre specialiștii care nu face tapaș de doctoratele și, cum să zic, titlurile pe care le are și locurile prin care a studiat și cu toate acestea puneți subliniați ori de câte ori vine vorba onestitate, onestitate, onestitate. Suntem noi capabili să ne uităm în oglindă la noi și să spunem aici este buba sau e nevoie de o boală care să ne zguduie ca să vedem că acolo este buba? În ceea ce mă privește, am mai multe mastere și mai multe masterate și mai multe bachelor degree și multe certificate pe care evit și
nu vreau să le pun pe pedest, pentru că nu sunt, astea nu sunt ceea ce mă caracterizează și de unde mi-am extras informațiile și știința. Știința mi-a extras-o de aici, din țara în care m-am născut, deși de 40 de ani bântui prin lume. Sigur, am studiat toate medicinile lumii, le-am studiat ca să văd cum văd ei pe Dumnezeu, cum văd ei viața, cum văd ei spiritul, cum văd ei sufletul și cum văd ei îmbolnăvirea. A fost, de fapt, o viață, viața este o școală, e un studiu practic. Ce să vă spun eu? Suntem capabili că... să vedem la noi sincer care e problema noastră de caracter, de personalitate, sau e nevoie să ne zguduie boala ca să avem acest duș rece? Pe marea majoritate dintre noi și cu zguduiala bolii tot nu reușim să simțim receala dușului. Nu reușim să simțim lucrul ăsta. Trebuie, vedeți, corpul omenesc, când a fost creat de acest arhitect suprem care lumind Dumnezeu, în pofida celor care susțin că este evoluție și că nu există așa ceva, este programat să fie onest. Legea onestității este legea prin care a fost creată gândirea, creierul. Copilul să naște geniu, iar pe măsură ce se îndepărtează de ziua nașterii, de data de naștere, învață de la cei din jur toate dificultățile, să minte, să înșele, să fie viclean, să fie, și atunci își pierde această onestitate, deci își pierde divinitatea. Puritatea, și este, da, își adună tot felul de aș spune eu, de informații care nu sunt pure, care nu sunt curate, care îi deteriorează calitatea gândirii. Și de aici încep bolile, pentru că ai mințit, știi lucrul ăsta. Sigur că dacă cei din jur nu știu, dar tu știi, și atunci în permanență apare o repercursiune în mintea ta, apare orice informație. O luptă, o luptă între ce trebuia să fie și ce este. Uite cum funcționează. În fiecare trăire din viața noastră, noi extragem o informație. Calitatea acestei informații, această informație este prelucrată în departamentul conștiinței, în mintea noastră, ca să luăm decizii. E, dacă calitatea acelei informații este defectoasă, nu este pură, nu este cinstită, nu este corectă, atunci, în urma procesării acestea de către mintea noastră să luăm decizii, decizia nu este cea mai bună, este decizie defectoasă. Iar în urma acestei decizii care a fost luată pentru a alcătui o trăire anume, trăirea respectivă este defectoasă și atunci noi nu culegem o satisfacție și o bucurie în urma realizării acelei, în urma acelei trăiri. Culegem o durere, o incomoditate, o neîmplinire și atunci nu ne bucurăm de ceea ce facem. Sau, sigur, în urma acelei realizări, în loc să ne bucurăm, să avem o satisfacție și care ne dă o bucurie și într-o... Simțim împlinire, deși am făcut ceva, da. Da. Da, te-ai împlinit, după aceea urmează, ai șansa și posibilitatea să fii fericit. Dacă nu există acea împlinire, nu ai șansa să fii fericit niciodată. Domnule doctor, vă mulțumesc din suflet pentru intervenția scurtă în această emisiune de televiziune, subiectul zilei la Etno. Mulțumesc tare mult și mult de la dumneavoastră promisiunea că veți vrea să ne vedem față către față, să ne povestiți din ce ați aflat într-o viață întreagă și să ne spuneți cum ne vedeți și cum ar trebui să fim. Să știți că viața este foarte lungă și foarte bogată. Eu mulțumesc celor care ne-au ascultat, vă mulțumesc dumneavoastră că mi-ați dat șansa să vă fiu de folos, prin intermediul dumneavoastră să fiu de folos oamenilor și în mod sigur ne întâlnim și o să povestim. Vă mulțumesc din suflet pentru acest acord că veți vrea să veniți la Tainele Minții în emisiune. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, și ținem legătura. Domnul doctor Cristian Răchitean, Răchiteanu este unul dintre cei mai buni diagnosticieni din această lume, vede mai mult cu ochii minții și ați înțeles perfect ce spun, cred, și abia aștept să ne cunoaștem, sunt convinsă că are să ne spună lucruri care să ne copleșească inițial, apoi să ne îndurereze, că asta e mersul, după care să încercăm să ne ridicăm așa ușor, dar să ne ridicăm într-o adevăr, cum se spune. Mihali s-a venit cu noi. Să rămână Dana, să rămână și producătoarei tale, Andreea, pentru că am auzit așa un pic în cască. Bună seara, oameni buni, oameni dragi, și în această seară facem show a la grec, pentru că am invitații unu și unu, Mihai Trăistariu, Elena Zambilă și Alina Ionescu vin în platoul nostru să ne jucăm. Avem niște rubrici extraordinare în această seară și în premieră vorbim și despre eșec.
Mi-e place foarte mult cum cântă Mihai Trestaiu. Are o voce senzațională, senzațională. Și cred că ar trebui, cum să zic, mult mai mult promovat. Așa zic Mihai și eu. Trestaiu are o voce senzațională, absolut. Și neapărat trebuie să mai meargă la Eurovision, pentru că eu îi spun domnul Eurovision. Da, așa este, așa este. Marketingul stă mai slăbuț la Mihai Trăistariu. Îi facem noi. Da. Să vin aici la noi că îi facem noi. Da, vocea este talentul, adică sunt absolut vizibile, strigă. Mulțumesc tare mult, Mihalis. Ne uităm cu atenție la tine. Doamne, ne știm lor, noi ne revedem joia asta, adică peste două zile. Doamne ajută!